Bună ziua, dragile mele! Vă place ce vedeți aici? Nu aveți idee cât de simplu și de ușor poate fi realizat. Aceste cutii pot fi folosite pentru orice, bomboniere, să vă păstrați bijuteriile sau mărunțișurile în casă. Hai să vedem cum se realizează. Avem aici o cutie de plastic de la o cremă, un pic de vopsea roșie, pentru că așa mi-au plăcut mie să le fac. Vopsim, se vopsește foarte ușor, să știți. La început și eu am crezut că obiectele de masă plastice nu se pot vopsi. Nu este adevărat. Se vopsesc extraordinar de ușor, nu aveți idee, și în maxim 24 de ore sunt și uscate. Chiar dacă vopseaua o vedeți acum că are niște dungi pe ea, uitați-vă cât de frumos se așează și la sfârșit va căpăta un luciu perfect de lac. Pentru că ea se așează singură, singură, singură. Observați fiecare dungă cum dispare. Când, înainte de a se usca, atașați-i un dop, care poate fi din orice, de la o sticlă de băuturi, de la o sticlă de parfum, un capac de la o băutură răcoritoare, și le lăsați să se usuce împreună. Același lucru îl facem și cu partea de jos. Și o lăsăm să se usuce la fel 24 de ore. După ce s-a uscat, luați cutia și aplicați pe ea apțipilduri sau acest șirac de ștrasuri care se găsesc în comerț. Costă 5 lei o folie și pe folia aceea se găsesc vreo 12 șiruri de aproximativ 20 de centimetri. Asta ajunge nici mai mult, nici mai puțin decât pentru vreo 4 cutii să dați de 3 ori roată cutiei. Vedeți cât de frumos arată? Cum s-a schimbat banala cremă de plastic de cremă? Era o cremă banală de mâini. Arată excepțional. Și acum vă puteți bucura de un colț cu un decor plăcut și util. Uitați, eu ștrasurile le-am aplicat chiar și pe lumânarea. Arată foarte bine. Ștrasurile au un adeziv pe spate, nu trebuie să faceți probleme. Este suficient să le presați și obțineți niște obiecte de decor foarte frumoase și utile în același timp. Să aveți o zi bună!